spitalele, când dansează, lansează semnalele. Că fata asta rupe toate digitalele. Adi de Adi, copii! Salutare tuturor, bine m-am regăsit la un nou car vlog aici cu o nouă mașiniță, cu noua mea achiziție. Astăzi ne aflăm într-un BMW sau BMW 90, seria 3, motorul 2000 diesel M47. Din păcate nu pot să ascult muzica la maxim, că de obicei cam așa s-a învățat eu să conduc cu muzica la maxim. Dar noi să fim sănătoși. Din nou ne aflăm prin orașul nostru minunat, Deta. Dar asta este, n-am pe unde altundeva să merg. Mi-e greu cu poziția, nu știu cum să stau încât să se vadă și partea asta și partea asta, să se vadă pur și simplu absolut totul. Bun, aici merem la stânga, știți, această intersecție minunată, că am filmat destul de ori din ea. Cred că mi-am cam greșit poziția de la cameră, dar nu-i problemă. O să dăm o tură de oraș, să vedem ce și cum e pe aici, ce și cum se află. Eu în vreo 20 de minute trebuie să mă duc la repetiție la dansul și am zis, bă, și așa nu am ce să fac acasă, hai să mă pun eu să filmez un car vlog, că n-am mai filmat de mult. Sper, adică mâine apare 100%, îmi fac eu timp și editez astăzi clipul. Dar mă rog, noi să fim sănătoși, nu trece nimeni, așa că ne ducem. O să opresc undeva sus și o să vă și arăt ce și cum arată. După cum puteți, am ceva dotări, singurul lucru ce nu am, trapă și navigație, în rest am farul cu xenon, climă două zone, dublu climatronic, sistem de maută tot orașul, 6 trepte pentru cei care nu știu, cum am zis, motorul cu 2.0 M47, adică ia stai cu iau la dreapta. Dar eu nici nu știu de ce semnalizez, că am BMW, aia e faza. Vedeți? Da, aia nu semnalizez eu, oricum mi se oprește așa, pe nu ce să mai semnalizez. Ne ducem o țăr mai turat. Mașina trebuie desfundată, ticule, e diesel, nu benzin. Am avansat și eu în sfârșit de la Ford Fiesta la BMW T90, ticule, trear unic cu E90 M47, cu distribuția pe față unde n-ai probleme. Iar ca și consum am 8.5. Bă, o mai urca motorina, parcă era mai ieftină. De la 8.50 și 9, parcă la 8.62. Clima organizată, ticule. Dacă am schimbat puțin acum poziția, acum cred că ar trebui să se vadă mai bine. Îmi dau și o drumă la climă, că mi-e cam cald în această rachetuță. Dar știți că cocalarul adevărat, imediat o să vă fac o demonstrație live. Gata, ajunge când eram nerom, copyright strike, băieții, nu vă-i pacetați. Așa arată un cocalar adevărat. Bă, ochelarii de soare? N-am ochelarii de soare. Bun, o să mergem în anumita zonă în care v-am mai prezentat Loganul, parcă și nu Skoda, cu Skoda n-am făcut vlog, cu Skoda Octavia 2, dar cu Ford-ul. Bă, deci mă și bălboioțără pentru că n-am mai filmat de ceva vreme, nici pe canal n-am mai postat și am zis că mai bine postez vlog, hai, te las să treci. Da, e pe pista de biciclete, avem așa ceva. Wow, be careful. Trebuie să-i dai prioritate, dar na, mai greu o țăr cu viața asta, cu priority, nu vă impacientați. În rest, n-am avut ceva probleme cu ea. Acum trebuie să-mi repar parbrizul pentru că mi-e spart aici și trebuie să schimb un furtun de aer, atâta tot, mai un furtunul de aer. În rest, am făcut schimbul de ulei, plăcuțe. Chit că aici mă arată că am 300.000 de kilometri, am de fapt 200 pentru că motorul mi este schimbat. Cauciucuri pe 18, genți, adică pe 18. Uită-l pe gugulică.
Hello! Las că te uiți tu la clip, banditule. Aici ceva nimic, ne-am dus, ne-am băgat. Ale dracu, sensuri giratorii. Ha, ce bate Sorinel Pușciu. Iuhu, deluță de mari. Cum să am eu consum, când mie îmi place să o turez la 3000 și ceva. Să nu mă agăț pe aici, că... Păcat că am bar M pe aia, nu de altceva. Bă, dar cum s-o găsi satana, mă, să bate în ala azi, că am găsit noi alternativă. Bun, asta l-am închis. Așa. Șostă, perșostă, nu vă-i pacetați. Acolo am văzut că e ceva spart. Și... știți că noi prin zona asta merem să vă prezim mașinile pe care le iau. Pac, aici la dreapta. Hai, doamne, cum e drumul ăsta. Merem așa elegant cât de cre. Uite zona unde facem noi prezentările. O cam crescut iarba pe aici așa, dar... și ceva spart. Mamă, ce așa spart pe aici? Numai... a, semințe, lol, am crezut că-s cioburi. Așa, scuzați-mă că nu n-am spălat-o. Trebuia spălată. Bun, avem aici una bucată BMW 90. Cât o față. Pam-pam, ciram, pam-pam. Avem, cred că dacă din câte știu, o bară de M. Motor diesel performant, 163 de căluți, au zis cum parce. Cam așa arată și pe partea asta. Și un căcat de cioară. Un mesaj cu spală-mă scris de mine. Un mesaj cu spală-mă scris de un prieten de-a meu. Și câine rău tot de un prieten de-a meu. Și pac. De asta neapărat trebuie să schimb siglele astea, că nu-mi place, mă. Cam fute aspectul. Am senzor pe spate, dar niciodată să nu te bazezi pe senzori. Și în rest, pe interior, scaune de piele. O să vedeți aici o țărgu noi, dar... na, trebuia să fac curat. Dar las că noi arătăm tot ce se... în backstage. Ciao. Noi arătăm tot ce se întâmplă. Le dori aftermarket. Fă de mână manuală. Transmisie manuală. Parfum Gucci. S-a putea frumos. Parfum de la Pupci. Vreau că las asta deschis ca să nu se mai simte nimic. În rest, nu știu dacă mai am ce să vă prezint la ea. Portbagajul, ați putea să-l vedeți. Gunoaie cât cuprinde. Destul de încăpător, pot să rabatez scaunele. Cred că în episodul următor o să-i fac și un 0-100 live. Numai că trebuie să-mi chem pe prietenul meu ca să fie frumos, că n-am mai făcut de mult un carvo cu Oli. Hai înapoi în mașină. Țaca, paca, pom, peau. Aici e într-o zonă plină de construcții. Pe acolo normal trebuia o deschis. Dar nu mă duc eu pe acolo, că multe pietri. Cine știe, poate mai agăți ceva. Și mă agăți sufletul cu asta. Viața mea și sufletul. Și ce n-agăți cu asta? De tot ce agăți. De la borduri, de la femei. În cel mai mare caz, tot pachetul, da? Mamă, cred că l-au deschis pe o parcelă. Din ce se vede. Dacă merem puțin și în afara orașului, pentru că n-am mers, cel puțin eu nu cred că am mers în car vlog în afara orașului, în afara de tura aia pe centură cu Loganul. Până când vine ăla, m-am lansat. Bate și Sorinelu. Până când vii tu cu Dacia, m-am prins și faza scurtă. Ne lansăm. Picula, de ce din calea mea, picula? Aici o să mergem la dreapta. Deci pe drumul ăsta am învățat eu să plec de pe loc. Hai că o las așa, o țăr mai relax, că n-am chef să ajung pe câmp. Deci pe drumul ăsta am învățat eu să conduc. De aici am învățat eu să fac plecări de pe loc, întoarcerea din 3 mișcări.
să virez, să dau cu spatele, să fac parcări. Frumos, nu? Dacă m-am și o țară de asta, ups, mini narghilea electronică. Să fim și noi în termeni specifici. O să merg puțin mai în față, că se poate, că e asfalt și aici vine mașina. La ce e acolo? Tir. Hai mai bine zic eu să mă întorc aici, că am suficient loc. Încă nu. Acum. Trebuie mie să mă bag eu pe drumuri de astea fantomatice, perverse. Așa, acceptabil, și ne-am dus înapoi în Data City. Singurul lucru ce nu-mi place la mașina asta, cred că e că, bă, îmi arată câtă motorină am, de acord. Îmi arată consumul live, de acord. Dar mâncați-aș gura ta. Nu știu ce-au gândit inginerii de la BMW. Bă. Așa, continuăm acțiunea. Bă, dar de ce nu pus să poți să vezi direct temperatura de la motor? Deci eu dacă vreau să văd temperatura de la motor, trebuie să fac 11.000 de șuste. Pac, aici cu codul, cu nu știu ce, un cod, bla bla, iar trebuie să mai țin ca să mă aflu temperatura la motor. Bă, nu zic, de consum îți mulțumit, n-am ce să zic, mașina îmi trage, n-am treabă, frumoasă îi, fiabilă, momentan am avut nicio problemă în afară de consumabile ce trebuiau, ce necesitau asta să le schimb. Bă, dar temperatura asta la motor, am văzut că e ceva pe net, pot să-mi iau, să pun acolo unde se bagă scannerul inițial, dar nu știu, e vreo 200 de lei și atunci prin aplicație, prin telefon, acolo văd și temperatura la ulei și temperatura motorului, coolant, temperature. Da, na, nu înțeleg de ce nu am făcut chestia asta, bă, să mă apare temperatura la motor. Bă, la Dacia îi, fut-o în gură de Dacia. La Ford, iară, Logan, la aia m-am referit, Skoda am, bă, BMW, bă, bine că pe 46 ori fute mama ei de viață. Pe 46, pe 46 îi chestia aia să vezi temperatura la motor. Bă, dar la E90 nu îi, mă, mâncați-aș gura ta. Dar mă rog, bă, dacă se mere frumos cu ea, n-ai treabă cu consumul. Dacă îi dai un 5, clar, orice mașină când un 5 îți consumă, n-ai cum, mamă, e și 29, trebuia să fiu la dansuri. Hai că o iau prin centru și o să și închid episodul prin această cale. În dreapta nimica. Așa, o să și închid episodul pentru că trebuie să ajung la dansuri. Trebuie să plătesc taxe, chestii, minunii, ilegalități, manevre, șuste. Eu m-am întins cu episodul, n-am avut treabă. Mamă, dar ce parcare perversă o tras. Deci că e pe Anglia. Opa, alunecă schimbătorul ăsta frumos de mâncala și o să-l mănânc. Da, după mult, foarte mult timp, un car vlog în care... Bă, ăsta-i el mai mișto, stai să vedeți ăla cu 0-100. Nu știu când exact când o să apară. Știu că n-am mai postat nici Sam, nici de GTA 5. Dar nu prea am mai stat pe calculator degeaba. Am tot ieșit mai mult pe afară. M-am apucat și de sală înapoi că vreau să mai dau jos. Și de-aia n-am mai postat mai nimic. Cred că un episod pe săptămână, ceva de genul ăsta am ajuns. După la copelul nu mai stau. M-am dus. O, ce motor fain are. Mișto rău de tot. Ia stai că mă sună BGS-urile. Ce doriți de la viața mea? Ce? De unde sunteți? Eu sunt pe drum. Pe asfalt, pe șosea. Pe asfalt, n-am mai că te-așteaptă băicu. Cine? Oli. Noi cu mine.
că nu răspunde. Nu, nu e cu mine. Da, hai, servus. Hai, ciao, ciao, ciao. Tata m-a ținut pe mine de vorbă. Bun, băi și fete, cam așa a fost episodul pentru ziua de astăzi, car vlog-ul mai exact. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți car vlog-uri, nu uitați să apăsați butonul de like, pe subscribe și neapărat pe clopoțel, pentru că de fapt acela este adevăratul subscribe. Eu am fost Stringer, vă pup, ne auzim data viitoare. Ciao, les.